Sigur, mulți jucători sunt obișnuiți cu aceste, cu acest tratament de a fi schimbat la pauză. Asta n-ar trebui să la fie FCSB un... vă referiți. Da, da. N-ar trebui să fie un... O surpriză. Nu, da, o surpriză pentru ei. Dar ar trebui din contră să se motiveze, să îi dea posibilitatea, eu știu, antrenorului sau cine face schimbările la Steaua să nu mai recurg la asemenea schimbări. Și să nu fie jucătorul schimbat la pauză. Dar, într-adevăr, cu Clinceniu, deși ne-a obișnuit Florin Coma să joace bine, cu Clinceniu, prima repriză a fost, din punctul meu de vedere, modest. Dar nu numai sportiv, dar al jocului modest. Da. A fost foarte nervos. Nu i-a convenit ceva ce se întâmplă în jocul echipei, deși eu am apreciat în jocurile anterioare la Steaua determinarea jucătorilor. Adică l-am văzut pe Florin Coman când venea după adversarul lui în terenul advers, în terenul lui, să recupereze, dispus la efort. A lipsit ceva. Poate, nu știu. Nu știu ce se întâmplă. Totul la Steaua este din punct de vedere mental, fiindcă fizic sunt foarte bine pregătiți. Este FCSB în momentul de față într-o criză, pentru că această eliminare din cupă vine după o înfrângere cu Clinceni? Sau un început de criză? Da, e posibil. E posibil. Depinde cum gestionează în interior. Fiindcă două înfrângeri sunt două înfrângeri. Probabil că psihicul jucătorului nu este foarte ridicat. Așa că următorul joc... sunt obligați, dacă pot să spun așa, să câștige, să fie tot pe primul loc sau să rămână pe primul loc, așa că... Dar nu va fi ușor. 100% nu va fi ușor. De ce credeți că nu va fi ușor? Până la urmă, mergi cu Hermannstadt. Teoretic, ar trebui să fie pe foaie victorie FCSB fără probleme. Da, teoretic a fost și cu Clinceniu. Corect, așa este. Teoretic a fost... sau toată lumea s-a așteptat la un rezultat sau o calificare cu Dinamo. Da. Dar uite, nu a fost așa. Probabil că nici Hermașa nu va veni să se predea și va fi greu. Dar, încă o dată, cum își gestionează din interior stafful Stelei, așa va arăta echipa. Crezi că e o greșeală că stafful tehnic al FCSB-ului este format până la urmă din 2 secunzi, cu tot respectul pentru Toni Petrea și Neubert, și nu un antrenor principal cu nume? Pentru că un club foarte mare... de obicei are nevoie de antrenori cu nume. E un minus ăsta? Nu știu dacă este un minus sau un plus, dar în momentele de criză se vede experiența. Că a fost jucător, că a fost mare sigur, jucător. Sigur, acum în momentele de criză, nu când merge echipa, da. Este clar că totul este roz. În momentele de criză, de-aia am spus cum gestionează în interior discuția cu jucătorii și ce se întâmplă în jurul echipei, fiindcă la Steaua, chiar dacă, eu știu, pierde un joc, la Steaua obiectiv este câștigarea campionatului sau, nu știu, Cupei României, de ce nu-i cazul anul ăsta, trebuie să faci performanță. Așa că nu este greu să ieși din asemenea situație dacă ai un antrenor cu experiență și ce transmite. Laudele ar trebui să fie bine primite din partea sau pentru un jucător tânăr, fiindcă poți să încurajezi un jucător tânăr când îi dai încredere, îl auzi. Nu cum se practică în campionatul intern, după 30 secunde îl scoți afară. Da, știți? Incredibil. Da. I-am apreciat la Popescu, eu știu, lejeritatea cu care joacă. Mai ales în treimea adversă, când trebuie să dai o pasă decisivă. Driblează, pasează. Verticalizează foarte bine. Eu cred că îl izolează. Jucând în partea dreaptă, din punctul meu de vedere acum. Dar și Adiencii, care l-a pregătit la Craiova 2, a spus că nu ăla-i postul lui. Da, eu nu cred că... El este un jucător creativ, cum a spus, jucător de ultima pasă, din orice parte a terenului, mai ales în preajma Craiova de 16 metri. Jucând în dreapta, îl izolează, dar și îi reduce din randament. Îi reduce din randament, fiindcă, la fel, unul din puțini jucători tineri care ar trebui apreciat la el. Încă o dată, repet, ultima pasă. Are o lejeritate de a da ultima pasă și cu toți știm că ultima pasă este foarte greu de executat. Acum nu toți să vorbiți ca să fost maestru. Nu toți jucătorii poate să dea ultima pasă, dar ești la grupul lor, la Steaua, știu cel mai bine ce este de făcut. Are 18 ani, ar trebui forțat în continuare în echipă? Sau să-i se dea minute însă să fie altcineva titular?
Ce a demonstrat până acum, eu cred că nu mai trebuie să faci o experiență. Adică și-a câștigat locul pe bune sau doar că e tânăr? Nu, după randament, după ce a făcut. Lupta la titlu se dă la fel cum a fost și anul trecut în trei, cred eu. Acum nu știu cine va câștiga până la final, deși sunt foarte multe jocuri de disputat, FCSB, CFR și Universitatea. Celelalte trei echipe care se vor califica nu cred că au puterea să ducă toată competiția până la final, fiindcă ai nevoie de lot, ai nevoie de... Dar se poate fi și o surpriză, precum Sepsi. Sepsi este o echipă destul de solidă în campionatul regulat, acum în turul și turul regulat, dar în play-off tot timpul a scăzut puțin. Sau toate echipele care intră în play-off nu prea... Cam asta e deja regula. Echipele mici care apucă să intre în play-off cam capotează când începe play-off-ul. Până anul ăsta, acum nu știu de și anul ăsta dacă... Da, care echipă dintre cele trei care s-au luptat titlul vi se pare cea mai solidă în momentul de față, ca lot, ca atmosferă și ca joc? Normal ca lot, ca atmosferă, ca rezultate ar trebui să fie la CFR Cluj. Da. Fiindcă chiar dacă s-a schimbat antrenorul, este același lot de jucători, se mai îmbunătățesc. Și Edi a dovedit, are, nu știu, 9 victorii, o singură înfrângere, adică a mers bine. Da. Iordănescu. Da. Steaua a început foarte bine și chiar dacă a pierdut două meciuri, Steaua poate să-și revină și este o candidată serioasă la titlu. Craiova... A avut 6 remize consecutive, n-a reușit să câștige. Bine, da. Acum are 2 victorii, au legat 2 victorii. Da. Este antrenor nou. Este important cum se impune antrenorul nou. Cum îl... Străin, că și asta e o problemă, da. Dacă va reuși să se acomodeze cu... Da, cum percep jucătorii. Este foarte important și dacă mă gândesc bine la jucătorul român, eu știu, impactul cu un antrenor străin nu este unul foarte, foarte cordial, dacă pot să spun. Este foarte asta bun. E realitatea fotbalistică. Exact. Este foarte bun la început, câteva meciuri, după care... Dacă intervine o înfrângere sau nu le convine ceva, atunci se creează ruptura sau, eu știu, armonia între... Dumneavoastră ați avut parcă la Steaua pe Zenga? Da. Chiar Vivi Răchite, cred că a povestit, era și dumneavoastră capitan, nu? Și a sosat discuția când a anunțat Pițurcă că va pleca pentru că s-a băgat Gigi Becali la echipă. Sau nu știu dacă a sosat discuție. Nu am fost la discuție, dar era vorba cu... Domnul Pițurcă a plecat, era vorba de un jucător. Pădurețu. Da, Pădurețu. Căldea afară și Pițurcă a zis, eu nu accept așa ceva, băieți, am plecat. Da, sigur. Pițurcă m-a dus la Steaua, a avut foarte mare încredere în mine și, sigur, cu toți ne-a surprins plecarea lui de la atunci. A venit Walter, am luat campionatul, deși Walter n-a ultimele câte, nu știu, 4-5 etape, n-a mai... Da, fără și până. Nu, a plecat el, dacă nu mă știu. A plecat el, parcă da. Am pierdut la FC Național, sau nu mai știu cine a bătut. Și ne-a anunțat în vestiar că pleacă.